Mulțumesc! Doamnelor și domnilor deputați, suntem în Parlamentul României, și vă solicit să vă comportați așa cum așteaptă fiecare român de la noi. Să fim civilizați, să respectăm 7 ani de acasă și bunul simț, iar cei care huiduie să se ducă pe stadion dacă vor să huiduie, dacă nu, vom aplica regulamentul ședințelor comune. Domnule premier desemnat Florin Câțu, vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte al Camerei Deputaților, doamnă președinte a Senatului, stimați colegi senatori și deputați, stimați colegi membri ai Guvernului, dragi români, de astăzi România va avea prim-ministru și guvern cu puteri depline. Vreau să vă asigur de la început pe toți că nu am să înșel încrederea cu care voi fi investit de dumneavoastră prin intermediul Parlamentului prezent astăzi aici. Eu, ca viitor prim-ministru și tot Guvernul României, ne vom face datoria față de toți cetățenii României, indiferent dacă ne-au votat sau nu. Atât eu, cât și echipa mea, vom face tot ce ne stă în putință pentru realizarea celor două obiective pe care le-am anunțat deja și cu care sunt sigur că toate partidele politice sunt de acord. Să trecem cât mai repede și cât mai bine peste criza de sănătate, să repunem economia pe picioare. Criza COVID-19 a evidențiat necesitatea aplicării unui nou model de guvernare publică și dezvoltare economică și socială. În acest context, coaliția de centru-dreapta propune un program de guvernare care îmbină măsurile de ieșire din criză cu politicile de dezvoltare pe termen lung pentru a construi România normală, la care aspiră fiecare român. Noul model de dezvoltare economică și socială are în prim plan investițiile ca motor al dezvoltării economice, care să genereze cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană în intervalul 2021-2024. În programul nostru de guvernare, susținerea procesului investițional este dublată de un amplu proces de reformă structurală, care să asigure consolidarea creșterii economice durabile, fiind necesară o calibrare a mixului de politici macroeconomice sustenabile. În realizarea acestor două obiective, vă declar ferm că vor conta două lucruri: timpul și eficiența. Și să vă fac înțeles acum. Când vorbesc de timp, mă refer la faptul că toate obiectivele pe care mi le propun eu și echipa mea vor avea termene clare care trebuie respectate. De exemplu, îmi doresc să trecem cât mai rapid peste perioada de vaccinare și să ieșim sănătoși din ea. Eu cred cu tărie că cel mai important lucru în acest moment este sănătatea românilor. De astăzi vă anunț pe toți, inclusiv pe membrii echipei mele, că voi monitoriza personal realizarea obiectivelor pe care ni le propunem. În ceea ce privește eficiența, guvernul pe care astăzi îl veți investi va fi un guvern de profesioniști care va urmări eficiența pentru fiecare proiect propus. Nu vom propune niciodată obiective care nu pot fi realizate la termen și care nu sunt în folosul românilor. Știți foarte bine că eu vin la Ministerul Finanțelor, iar acolo așa am făcut lucrurile. Adio proiecte propuse care nu au fost, n-au finanțare și sunt prezentate doar ca declarații politice. Mai multă muncă și mai puține declarații. Pentru mine și pentru guvernul meu, de centru-dreapta, proprietatea privată este sacră. Da, și mă uit la dumneavoastră aici, pentru care este un moft. Iar antreprenorul este un erou. Vom face și mai mulți pași pentru simplificarea regulilor și debirocratizare, pentru a facilita conformarea voluntară și administrarea fiscală. Vom implementa un sistem fiscal mai corect, mai eficient, mai simplu și mai transparent, ce va sprijini activitățile economice. Știm foarte bine că astăzi România este țara cu o povară fiscală printre cele mai reduse, un venit fiscal în PIB redus în Europeană.
nu e un lucru foarte rău. În același timp, coaliția nu va majora sau introduce noi impozite și taxe. În etapa actuală, principalul efort va fi făcut pentru îmbunătățirea colectării veniturilor, prin eliminarea distorsiunilor și lacunelor ce permit minimizarea poverii fiscale și să asigurăm o corectitudine și echitate în sistem. Așa cum am făcut în acest an, în perioada de criză, când am încasat mai multe cât încasați noastră în ani cu creștere economică. Așa cum menționăm și în programul de guvernare, sistemul fiscal bugetar va fi adaptat la evoluția economiei, astfel încât să faciliteze creșterea economică. În același timp, îmi propun ca cetățeanul să fie egal cu statul. Din nou mă uit la dumneavoastră. În guvernul nostru niciodată n-a fost așa. Atât în relațiile financiare, cât și în cele administrative. În mandatul meu, îmi doresc ca statul să nu mai facă abuzuri față de cetățenii României. Este una dintre principalele mele preocupări. Iar acest lucru poate fi realizat doar prin transformarea digitală și informatizarea instituțiilor publice. Un alt obiectiv important al meu. De altfel, pandemia și consecințele acesteia asupra vieții cetățenilor și a societății în ansamblu ei au adus în prim plan importanța digitalizării în toate zonele economiei. În vederea îmbunătățirii procesului administrative și facilitării interacțiunii cu cetățenii și mediul de afaceri, este necesară transformarea administrației publice folosind noile generații de instrumente digitale. Aș vrea ca astăzi să-i asigur și pe pensionari și pe toți acei care au nevoie de ajutor că nu îi lăsăm în urmă. Ceea ce privește relațiile noastre externe, declar ferm că este un singur drum pentru România, alături de Uniunea Europeană, ca membru cu drepturi depline. La fel, în ceea ce privește relația specială cu Statele Unite ale Americii, vom rămâne ferm angajați în toate proiectele pe care le avem împreună, militare sau economice. În final, dragi români, recapitulând ce am spus până acum, timpul și eficiența vor fi principalele instrumente pentru implementarea programului de guvernare. Iar înainte de a încheia, vă rog să-mi permiteți să vă prezint membrii cabinetului, un cabinet de profesioniști. Ilie Dan Barna, viceprim-ministru. Kelemen Hunor, viceprim-ministru. Nicolae Ciucă, ministru apărării naționale. Bogdan Aurescu, ministru afacerilor externe. Alexandru Nazare, ministru finanțelor publice. Lucian Bode, ministru de interne. Sorin Câmpeanu, ministru educației naționale. Vigil Popescu, ministru energiei. Adrian Oros, ministru agriculturii. Bogdan Gorghiu, ministru culturii. Raluca Turcan, ministru muncii și protecției sociale. Cătălin Drulă, ministru transporturilor. Claudiu Năsui, ministru economiei, antreprenoriatului și turismului. Stelian Ion, ministrul justiției. Cristian Ghina, ministrul investițiilor și proiectelor europene. Vlad Voiculescu, ministrul sănătății. Ciprian Teleman, ministrul cercetării, inovării și digitalizării. Cheche Otilo, ministrul dezvoltării lucrurilor publice și administrației. Tanțăș Barna, ministrul mediului, apelor și pădurilor. Eduard Novak, ministrul tineretului și sportului. Închei prin a ura tuturor sărbători fericite, să ne vedem sănătoși și nouă an. Mulțumesc!